Anul acesta, lipsa precipitațiilor a făcut ca multe dintre culturile fermierilor să fie calamitate, cele mai multe la porumb și floarea soarelui. Pentru a mai compensa din pagube, guvernul s-a gândit să vină în sprijinul acestora și să acorde despăgubiri celor care au avut pierderi însemnate. La Giurgiu s-au depus 618 cereri aferente schemei de ajutor de stat, 87% dintre acestea fiind eligibile. Anul ăsta am avut o schemă de plată pe această secetă. Cine a făcut procesele verbale de calamitate a fost o comisie întocmită din Direcția Agricolă, Prefectură și ISU, care a făcut aceste verificări. Ulterior, fermierii au venit către noi cu dosare pentru plată. Ce pot să vă spun aici este că au venit un număr de 618 cereri, asta pentru că atâtea procese verbale au fost făcute, dintre care 538 de cereri au fost eligibile la plată, cu o sumă totală de 4.728.000 lei. Tot referitor la plăți, la nivelul județului Giurgiu se efectuează plăți pentru 291 de beneficiari în sectorul vegetal pentru acciza redusă la motorină în trimestrul al treilea. Valoarea totală a accizelor este de circa 4 milioane de lei în sectorul vegetal și de circa 100.000 de lei în sectorul zootehnic pentru plata a 13 beneficiari.